Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Astăzi este miercuri, este ora 7:30, 8 cred. Eu m-am trezit și m-am gândit să pun mâna pe cameră și de fapt pe telefon și să vă iau cu mine și astăzi, să vă arăt o zi din viața mea cum decurge. Este miercuri, astăzi sunt liber, nu am clienți, așa că sunt mai chill. Mi-am făcut prima masă, după care am puțină treabă până în oraș și mă întorc să o trezesc pe iubii. Ne pregătim de antrenament, vă arătăm și antrenamentul de astăzi, vom lucra picioare, cred că o să vină și Cosmin, vin și doi tineri de la Bârlad, care au venit în Iași tocmai de ieri pentru a se trena special la metamorfoz, vor să meargă la concurs și caută experiențe noi, îi felicit și bravo lor, mă bucur că acest sport este în creștere și că împreună îl facem mult mai cunoscut și că lumea își dă interesul și pentru acest sport. Este doar începutul. Prima masă și revenim cu mesele de dinainte de sală, cu suplimente și tot ce trebuie. Power! După cum v-am zis, iubi încă doarme și cu Mimi, dar chitișorul este treaz. Prima masă. Am pregătit 6 albușuri, 6 albușuri și 2 gălbenușuri, 150 de grame piept gătit, castraveți, pudră de orez coafine, 10 grame glutamină, 10 grame colagen, 3 grame omega, 2 grame celea. Mănânc prima masă, vă cam uitat să-mi aduc furculiță, asta este ursulețul lui Kitty. Mănânc prima masă și revenim cu update. Bam! Gata, am terminat treaba în oraș. S-a trezit și iubii, se usucă la păr. Eu am pregătit masa post-workout de înaintea antrenamentului. Am făcut 50 de grame de ovăz cu o cupă jumătate de proteină izolată de la Genius. Nu uitați, folosiți codul meu de reducere MG12 sau codul lui iubii LLO12. După cum v-am spus, dacă folosiți codul LLO12, o să faceți o fetiță foarte fericită. Ce vreau să vă spun, alegerea carbohidraților de dinainte de antrenament trebuie să fie una inteligentă. Nu consumați carbohidrați cu indice glicemic mare pentru că o să vă crească nivelul glicemiei foarte mult, implicit insulina, nivelul de insulină. Și în timpul antrenamentului o să aveți un crash pentru că această energie este una rapidă, nu vă conferă energie de durată. Puteți să alegeți carbohidrați cu indice glicemic mediu spre mic, eu folosesc ovăzul, iar după antrenament puteți să folosiți alimente cu carbohidrați, cu indice glicemic mare, pentru a umple rezerva de glicogen din ficat și din mușchi, însă foarte, foarte mare atenție să folosim carbohidrați cu indice glicemic mare, dar nu în combinație cu grăsimi, adică, nu știu, unele batoane cu foarte multe grăsimi. Puteți să folosiți stafide, puteți să folosiți glucoză simplă, puteți să folosiți fructoză, banane coapte, chiar vi le recomand, ananasul. Deci mare grijă cu alegerea carbohidraților. Mănânc masa de dinainte de antrenament și ne vedem de la gym. Stai să-i pun ursulețul, asta este ursulețul lui Kitty. Îl pun aici, ușor. V-am promis că vă arăt puțin cum concentrez eu suplimentele în jurul antrenamentului. Și trecem prima dată la partea de pre-workout, de înaintea antrenamentului. Ei bine, ca să avem un antrenament intens și să avem o pompoare foarte bună, avem nevoie de un pre-workout. Eu folosesc Fury. Apropo, au apărut doze de pre-workout. O să vină comanda imediat și o să vă fac un clip special cu ele. Sunt foarte tari, ținute la rece, ați băut o doză de pre-workout și ați rupt antrenamentul. Eu iau o cupă jumătate de Fury, iubi o cupă, și 5 grame de citrulină. Această cantitate fiind pentru două persoane, normal să iau 3 grame, noi luăm 5 grame amândoi. Astea împreună le pun într-un shake cu 250-300 ml de apă și le beau de acasă. Deci cam cu jumătate de oră înainte de antrenament. Le pun aici să eliberez. În timpul antrenamentului avem nevoie de niște aminoacizi pentru a evita puțin catabolismul muscular, mai ales dacă suntem într-un anumit deficit caloric. Eu iau 15 grame de glutamină. Scuzați, cutia am scăpat-o și s-a spart. Am uitat să vă spun, ca și pastile înainte de antrenament, folosesc acest arzător de grăsimi. Are carnitină, magneziu citrat, extract de ceai verde. Folosesc 3 pastile cu un pahar mare de apă, plus 4 pastile de carnitină.
La 4 pastile de carnitină avem 2500 de miligrame de carnitină. Astea două le beau cu pre-workout-ul. În timpul antrenamentului v-am spus glutamina, care o pun în apa pe care o beau în timpul antrenamentului, vreo 400-500 ml de apă pun într-un shake, 10-15 grame de glutamină și mi-am făcut treaba. Partea cea mai importantă, după părerea mea, este partea post-antrenament, partea de recuperare, pentru că în timpul antrenamentului degradăm celulele musculare și intrăm într-un anumit catabolism muscular și avem nevoie de o bună refacere după antrenament, pentru că dacă nu ne refacem cum trebuie, intervine oboseala, intervine catabolism muscular și cam ne-am antrenat degeaba. Putem să facem mai mult rău decât bine. Ei bine, avem nevoie de o sursă rapidă de proteină, cu absorbție rapidă. Eu folosesc proteina izolată cu aromă de chocolate hazelnut, 2 cupe, 50 de grame de proteină, plus carbohidrați. V-am spus anterior că putem să folosim carbohidrați din fructoză, din glucoză, carbohidrați rapizi din stafide, cum ar veni din banane, dar eu am ales să fiu mai profi, mai profesionist și folosesc glicogexul. La 100 de grame avem 84 de grame de carbo, eu iau 50 de grame, adică 42 de grame de carbohidrați. Sunt carbohidrați cu absorbție intestinală foarte rapidă, din destil dextrină ramificată, high branch dextrin, nu știu exact cum se pronunță în engleză. Chestia este că are o disponibilitate foarte rapidă, ajunge în mușchi foarte repede, deci umple acea rezervă de glicogen rapid. Are și o aromă foarte bună, pe lângă asta are și electroliți, are sodiu 50 mg, potasiu 50 mg, calciu 25, magneziu 75 mg, are și citrulină, deci cred că este ideal pentru o bună refacere după antrenament și pentru a reface depozite de glicogen și pentru a crește puțin insulina. Cam astea sunt suplimentele pe care le concentrez eu în jurul antrenamentului. Dacă vreți să încercați și voi suplimentele sau dacă deja le încercați, puteți folosiți codul meu de reducere MG12, după cum v-am spus, sau codul lui iubii LLO12. Atenție mare pe codul ei, ca să se bucure și ea. Beneficiați de 12% reducere la toată comanda, transport gratis la produse peste 200 de lei. Livrăm și în Europa, Genus Nutrition Europe, peste 600 de lei transport gratis. Comanda vine foarte rapid, 48-72 de ore. Așa că spor la făcut mușchi, întrebările mi le adresați pe Instagram, îl las aici și ne vedem în forță de la picioare. Bam, gata, am ajuns la sală, iubii de a pre-workout-ul. Ia uitați, o să aibă iarăși mâncărimi. Am zis că îl beam acasă, dar aveam burțele pline de apă pentru că am luat pastilele alea și le-am păstrat pentru antrenament. Îl beam cât facem ușor încălzirea. După cum știți, înainte de antrenamentul de picioare, o încălzire, ridicăm temperatura corpului și o păstrăm pentru efort. În același timp încălzim și picioarele, după care mai facem o încălzire specifică și trecem la antrenamentul propriu-zis. Mă urc și eu pe bicicletă. Pedalez până pe Bucium, care din ea știe. Facem încălzirea și ne vedem în forță de la un antrenament hardcore. Cosminel, în pregătire pentru Pro Nutrition. Vreo 500 de kilograme, ușor pe presă, men's fizic. Vreau să vă spun că săptămâna aceasta Cosmin scoate primul său vlog. Am vorbit și eu și am spus mai mult, are informațiile necesare. Cred că astfel de persoane sunt în măsură să vorbească despre acest sport, să motiveze, să ajute tinerii. Așa că eu zic că vom face o comunitate frumoasă, las canalul lui de YouTube aici, contul lui de Instagram. Abonați-vă și haideți să faceți sportul ăsta mai cunoscut. Ce?
Hai! Hai, hai! Riscă-ți viața! Perfect! Cum ați observat, am început cu gambele, ridicări pe vârfuri la Hexcot, iubire ridicări pe vârfuri la aparat, din șezut. Facem 3 serii, câte 15 repetări, după care trecem la biceps femoral, 3 exerciții la femoral și coapse. Power! În timpul antrenamentului, bineînțeles, glutamina, cum v-am promis, ne dă și energie, ne ajută și la evitarea catabolismului, ajută și la reglarea nivelului de plasmă, implicit oxigenarea sângelui, deci este benefic pentru timpul antrenamentului. Ok, am trecut la bicepsul femural, voi face flexii la aparat, alternative, câte un picior. Voi lucra stil drop set, voi face 3 drop set-uri, câte 8 repetări. Iubi va fi ajutorul meu. Cam. Cosmine la terminat la presă. Iubi bagă genul, o să vă arăt în seria viitoare, următoare. După cum puteți observa, au fost aduse și îmbunătățiri pentru doamne și domnișoare, în special booty builder, să lucrați fundulețul. Hai! Dreptul, 3 serii, ne-am făcut treaba la primul exercițiu de femoral. Hai, iubirica mea! Power! Una dintre cele mai bune prese încercate de mine. Are un suport pentru zona lombară foarte bun, nu pune presiune pe spate. Bun. Merge o încărcătură foarte mare, am făcut eu cu vreo 750 kg. Bine. 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 Bun. Cum e? Tare? Trage? Trage? Bun. Eu trec la chinuială. Trec la genuflexiuni.
Am băgat niște sumo cu gantera. Antrenează glutei și fesierul. Intră puțin și femoralul. Mare atenție să ținem vârfurile orientate spre exterior și picioarele depărtate. Iubel lucrează în ziua de fesier. Mi s-a pus puful ăsta pe frunte, ce ai cât pisică. Power. Trecem la hex squat. Gata, antrenamentul. După cum v-am zis, după antrenament, glicogex și proteină izolată, chiar am nevoie de câțiva carbo și de o proteină cu asimilare rapidă, cu absorbție rapidă. Bem shake-ul, iubi, poșne, un baton, proteic și mergem la cumpărături. Terminăm cumpărăturile și revenim cu mesele de după antrenament și restul meselor. Am ajuns și la cumpărături. Luăm pentru salată. Ia una sau două salată? Ia două să fie. Luăm ce ne trebuie pentru salată. Carne. Eu merg mai mult pe pește. Păstrăv. Păstrăv somonat. Șalău de Nil. Somon și puțină vită. Aici la Lidl găsiți și un piept foarte bun, hrănit cu porumb. Așa scrie că e hrănit 100% cu porumb. E și galben, ca la bunici. Nu-i vânăt ca ceva. Bă, că sparanghi al nu este, aș fi vrut. Varză de Bruxelles. Ia să vedem la carne, nu? Așa.
Ia, ține tu un pic la mine. Deci, mai am un păstrăv. Mai am un păstrăv azi. Eu îmi iau așa, una, două, de păstrăv. Iau somon? Da. Îl iau, nu? Nu vrei tu, de ce de la... Nu, mă, băi, doamne, eu n-am făcut diferența sară. Sară, așa cum e bună, așa. Ia, ce știu. Hai să mai luăm așa o dată, așa. Asară n-am făcut diferență, John, da? Cât era de bun. Și piept, nu? Da. Hai. Mai luăm piept de pui, ouă și mergem acasă să te rupi. Hai să arăți pieptul de pui care la îi vorbește. La hai. L-ai lăudat. Ia. Aici. Ia. Aici. 800 de grame. Cu 70% porumb. Mhm. Bun. Ne vedem de acasă. La ora. Am ajuns acasă și pregătim masa de după antrenament, după cum ați văzut, vită cu orez și vom face și o salată. Kitty este pe la picioarele mele. Ce Kittyșor? Ia să vă arăt puțin. Hai, Tino! Hai, Tino! Pac! Kittyșorul! Suntem puțin rupți în gură de foame, după antrenamentul de picioare. Ne punem să facem și salata, așteptăm să termine mâncarea și ne băgăm să ne hrănim foarte bine. Bam! Am revenit și am ieșit puțin la mall, pentru că v-am zis că astăzi nu avem clienți. Și am ieșit să ne plimbăm, să vedem care e treaba pe la Palace. Am zis că să vă arătăm și... Am zis ca să vă arătăm și vouă cât de frumos este Iașul și Iubi. Ne-am decis să mâncăm și ceva bun, o să mâncăm la chinezesc. Merităm, după un antrenament forță de picioare. Revenim cu imagine pe la Palace și cu masa numărul 4 pentru mine, 3 pentru tine, nu? Da. Power. Ceva frumos, superb. Superb. Da. Cred că sunteți de acord cu mine că mergem la un chiurtoș. Wow. Pentru cei care nu sunteți din Iași, aici este Mall-ul Palace. Asta este tot și aici, și aici este și parc, este și Palatul Culturii, foarte tare, foarte mulți oameni, deci dacă ajungeți prin Iași trebuie să treceți pe aici neapărat. Am ajuns la restaurant și am comandat mâncare, așteptăm să ajungă, foame baby. Am luat câte o porție de orez cu legume, gustul bunicii, piept de pui, pieplită încinsă și urechi de lemn. Așteptăm să vină și vă arătăm și vouă cum arată, după care o să mai mergem să plimbăm puțin prin mall și sper să le editez în seara asta, dacă nu mâine. Sigur mâine. Seama seara asta, vedem. Pa-vă. Pa. Cam așa stă treaba. Așteptăm și salata și ne punem să mâncăm, pe care mergem și ne mai plimbăm de pe la mall. Ești fericită, baby? Da. Domnul mâncarea? Aștept salata. Sălățica, nu? Bun. Ba, am ajuns acasă. Kitty nu se mai oprește din miunat
și pregătim ultima masă. Nu am mai filmat pentru că am stat puțin la o terasă și am ciocnit un păhărel de vin cu iubii. Am luat și o narghilea, dar era muzica prea tare și oricum nu mă auzeați. Mai mănânc o masă, cred că o să-mi fac o bățelă de ton cu niște roșii și un shake de glutamină, niște omega și cam atât pe seara asta și pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare aveți grijă de voi. Lăsați-mi sugestii pentru următoarele vloguri și să ne revedem cu bine. Power!